Bună dimineața și bun găsit la BU. Sunt Sabina Iosub și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. O să discutăm astăzi despre energie și despre cum o să facem noi în România ca lucrurile să fie mai bine din punct de vedere al eficienței energetice. Iată despre ce este vorba. Parlamentul European a adoptat recent un raport ce aduce câteva modificări în zona eficienței energetice. Pe de o parte, se stabilește un nou obiectiv de reducere a emisiilor în Uniunea Europeană. Europarlamentarii spun că trebuie reduse emisiile până în 2030 cu 40% față de cele din anul 1990. Raportul a avut în vedere promovarea formelor regenerabile de energie și economisire energetică. Europarlamentarii spun că statele membre trebuie să ia măsuri de prevenire a generării de deșeuri. Totodată, țările din Uniune au obligația să asigure o repartizare echitabilă și nedistorsionată a costurilor de rețea și a taxelor aferente între toți utilizatorii sistemului de energie electrică. În plus, raportul prevede că tarifele de rețea trebuie să reflecte costurile reale. Today here with me in the European Parliament are, and I thank them for their presence, Mr. Jasenko Selimovic, thank you for your presence, and Mr. Boguslav Liberatsky, thank you also for your presence. Thank you for the invitation. We have an important issue to discuss today is renewable energy, energy efficiency. A lot of things are changing at the European level. What are the most important in your opinion? Well, if I try to make a big picture out of this, let me say like this, we need a lot of energy for the development, for the growth, for everything that we are trying to do. We need a lot of energy. We cannot use it as we did before, because we are on the one side polluting the world more than is possible. Second, we are actually exposing ourselves to security risks. So we have to change it to renewable energy. These are the attempts that we are doing now. Some of them are good, some of them are less good, have to be adopted to the different states, we have to have a common strategy, etc. We are in the beginning, we are making some mistakes, not some not, but we are doing it, we have to change it as much as possible. In your country, in Poland, for example, do you think that you are using enough renewable energy in order to be in the space described by Mr. Selimovic? As far as Mr. Selimovic was talking, one more element is needed. It means European Union is poor as far as sources of energy are concerned. It means we have no our crude oil, we have no our gas resources, we have not so much of coal. So we should look for diversified sources of energy, because first of all, it's a question about reliability and security of energy deliveries. Because if we are too much depending on one source of delivery, we may find ourselves in some circumstances that will be short of energy. And I share also this point of view. We need energy, we will be needing more energy, and we should pay attention to one what's very important. It means energy consumption level per capita in highly developed countries as Germany, Netherlands, Belgium, and less developed countries as Romania or Poland. So talking about savings, it's a general question. How much energy can save average family in Romania? I don't know how to answer now. I don't know. And I can tell you, average citizen of Romania or Poland who have to consume more energy. Because house appliances and technical equipment, we are still, as a poorer societies, we are not yet equipped, as well as Swedish are, Dutch, Germans. So these savings, from this point of view, are not so easy. What's important is efficiency. Efficiency, you mentioned, madam. What do I mean about efficiency? How much we get effects of one energy unit produced? And it's a question about one energy unit produced at electrical plant, delivered to the final customer, and then what use could be made of this one unit of energy by final customer. Doesn't matter whether it's industry or simply our home. And from this point of view, it's a question how much we have to insert resources,
how much even we have to use the energy to produce energy. And finally, how much of them is lost along the deliveries. We have to improve our infrastructure, energy infrastructure networks. We have to improve electrical plants. And you mentioned about renewable energies. What are correct numbers? With renewable energy, we have first, not necessarily encouraging exercises. It means palm oil. Then we found that trees were cut down outside of Europe, that's true, to produce palm oil to be used as a source of energy. And we got and diverted or broken natural proportion in our environment. So they are very, very sophisticated and very important reasons. Exactly. And all this, in my opinion at least, comes with a change in the mentality. And this is very hard to get. Well, yes, it is. But I do agree with what Mr. Vice President was talking about. It is actually a question both of renewables, making renewables as big as possible. I mean, it's not easy. It's not easy. We heard it. There are some differences in the different countries. But it's also the security question. If the whole European Union is actually dependent on one country, namely Russia, to import the energy, then we are exposing ourselves to security risks. We know that Russia sometimes has used the energy deliveries for blackmailing the countries in order to get the foreign policy as they wanted. So we know that there is a risk. So we have to find diversify the sources. We have to have a couple of countries that are exporting energy to us, and by that, actually using it much more. But it is a question of mentality that we will get there. Don't worry. Everything seemed very difficult from the beginning when we tried with the other things. But the energy union is actually... Coming from a developed country is easier for you to say this. Well, I was born actually in Bosnia. I was born in Sarajevo. I've lived there until the war. Mm-hmm. So I'm one of these refugees that came to the Sweden in beginning of the 90s. Now, it looks much easier in Sweden than in Bosnia, of course. It is true. But people in Bosnia as well changing the mentality, as well realizing that this is a security issue, that countries are actually involving, interfering with the foreign policy with the help of energy. And as well, they understand that smog is sometimes, in my hometown, Sarajevo, so thick that you can't see the street you are going on. So they are trying to change mentality. We are coming there. We need some time, and we are beginners, new beginners. Well, we'll get there. Don't worry. What's the first step to be made? Well, we are making actually simultaneously a couple of steps. One is to make renewables package, which is done. The second one is to export the energy to each other, to make our countries much more exporting and importing energy, which they don't do today, unbelievably enough. They don't because there is a... Is there a reason behind it? Yeah, money is a reason. Okay. It's quite obvious. Like always, yeah. Some countries are earning a bit of money for that and some others are not. So there is a reason of kind of improving and diversifying the sources. This is the third very important issue that we have a couple of countries I've been talking about in order to minimize the risk. The changes made now in the European Parliament are good for us. And when I'm saying us, I'm referring to the countries that are still in the development stage? This is a very good question. Because quite often it's not so easy to convince our friends from highly developed countries what is the difference between our two parts of the Union. But there is a difference. Us, I mean, new member states in general, not naming exactly. One by one. Yeah. We have still are being confronted with increase of welfare of people. Welfare right now is at a relatively low level. Can you forbid somebody to use additional bulb at home? No. A second refrigerator? Of course not. Two vacuum cleaners? But it's a question, what kind of bulbs do you use? And this is contribution by the Union that we expect.
to use electrically efficient bulbs, modern ones. But again, it's a problem because they cost much more. Pay attention to money in this area, because new ones cost much more. This exactly. More. Thank you for your help. This costs much more, and its ability to pay the price. So it has to be a process. We should understand each other and take a look on. Our union is much more than particular one member state, because we have southern part, as for instance Italy, and northern part as Sweden. During October in Italy, you don't have to use air conditioning. But in Sweden, you may start using heating system, and vice versa. So it's a question about having integrated our energy distribution system and energy network. It's much to be done still to have one energy open European space, because we may make kind of reselling this energy or resending this energy both directions, because we are very diversified from the climate point of view. During July, probably it's not necessary to heat or to condition homes in Finland and Sweden, but it's necessary heat conditioning in Italy, right, that's right. Malta, southern France, and so on. So this is still area not yet investigated, not yet solved, not yet considered as our joint European Union undertaking and financing. I really hope that we will meet again in order to discuss the implementation of all these subjects that were developed here. Thank you so much for your presence. And now we will focus on Romania. Ce urmează pentru România, cred că este foarte important în condițiile în care aici, la nivel european, sunt ceva schimbări în zona eficienței energetice, în zona aceasta destul de, poate, greu de înțeles pentru noi. Alături de mine este doamna europarlamentar Maria Grapini și vă mulțumesc foarte mult, doamna Grapini, pentru prezență. Știm că în ceea ce privește eficiența energetică sau noul tip de energie regenerabilă, lucrurile nu stau foarte bine în România. Suntem în categorie a țărilor, sigur, în curs de dezvoltare, așa cum este și Polonia, am vorbit ceva mai devreme despre asta. Ce înseamnă măsurile luate aici în Bruxelles pentru noi? Înseamnă foarte mult și vreau de la bun început să spun că România pornește cu un handicap, pentru că de atâția ani a reușit să-și facă o strategie națională energetică. Strategia națională energetică trebuia grefată pe aceste ținte puse la nivel european, pentru că nu sunt ușoare de îndeplinit pentru România. Aș da câteva cifre. De exemplu, s-a votat în cele trei rapoarte la ultima plenară că, bineînțeles, energia regenerabilă, eficiență energetică, acest pachet energetic vrea să ducă la scăderea emisiilor, de exemplu, în 2030 să fie cu 40% mai puțin decât anul 1990. Statele membre au foarte multe responsabilități. Am să leg asta cu emisiile, de exemplu, cu deșeurile. Pentru că statele membre... Și când ziceți deșeuri, păi, și România... Da, statele membre au această obligație de a preveni formarea deșeurilor. Deci nu ce fac cu deșeurile care sunt, ci să am măsuri de prevenire. Eu vă spun, ca român, am încercat să votez câteva amendamente care vor aduce un impact mai bun, să spun. Și vreau să amintesc de acel amendament care a vrut să fie pus de Comisia de Mediu, ENVI, care totdeauna este mult mai exigentă, și anume să excludă, de exemplu, din biomasă lemnul, pe motiv că și din lemn există emisii. Bine, bine, dar dacă nu încălzim cu lemn anumite gospodării, în anumite zone, în Europa, nu numai în România, dar mă gândeam imediat la România, atunci ar încălzi cu cărbune și emisiile ar fi mai mari. S-au mai putut salva și atenua niște lucruri, însă ținta este foarte clară. 35% energie regenerabilă în anul 2030. Bun, ce avem de făcut până atunci? Atenție! În primul rând, după părerea mea... La această țintă. După părerea mea, trebuie făcută această strategie energetică, dar nu dintr-un birou. Deci trebuie adunată toți reprezentanții
cum spunem noi, părți interesate, industria și, da? Consumatorii, pentru că aici e o prevedere foarte clară. Statele membre au obligația să asigure o repartizare echitabilă și nedetorsionată a costurilor de rețea și a taxelor aferente între toți utilizatorii sistemului energetic. Și de asemenea o prevedere ca să aibă grijă de consumatorii mici, consumatorii casnici și consumatorii comunităților, să poată să aibă dreptul să-și schimbe contractul de furnizare și să nu fie singurii săracii asupra cărora aceste efecte se vor duce. Deci sunt foarte multe de făcut, dar, încă o dată repet, în această strategie națională energetică, pe toți miniștrii energiei care au fost aici, de când sunt eu în 2014 în Parlament, de la domnul Niculescu, care a avut un foarte bun specialist, mereu i-am întrebat, aveți gata strategia? Nu, este în curs. Este în curs? Este în curs. Păi de la strategia scrisă teoretic până la a găsi măsuri, bugete după aia să rezolve aceste lucruri. E multă cale. Și eu cred că avem o rămânere în urmă. Guvernul care va fi instalat are această obligație prioritară, pe lângă politici sociale și toate lucrurile care se discută acum în spațiu public. Ați spus foarte bine, poate că e mai greu de înțeles, dar e vitală strategia energetică a României. Să ne imaginăm o țară care face un blocaj în acest domeniu, pentru că țintele acestea devin obligatorii după ce noi le-am votat, da? Ce face omul de acasă? Ce are el de făcut, de fapt, în anii următori? Pentru că vorbeam și ceva mai devreme cu colegii dumneavoastră. Să te înveți cu acest nou stil de a trăi înseamnă, de fapt, și o schimbare de mentalitate. Da? O, da. O, da. Și, din păcate, aici România, cu mare tristețe, o spun, are o rămânere în urmă din punct de vedere al educației civice. Ei, și ce dacă arunc sticla? Ei, și ce dacă nu sortez gunoiul? Ei, și ce dacă? Ei, și ce dacă? Pe de altă parte, instituțiile statului abilitate au mari probleme în a rezolva o procedură explicită, să fie bine înțeleasă, ușor înțeleasă de cetățean și să fie, cum să spun, tentantă. Eu am văzut în Suedia când m-am dus că, da, pui orice pet acolo la orice magazin unde te duci și primești o fisă înapoi, niște bani. Deci trebuie să existe și factorul motivațional și educația, dar trebuie să mai existe posibilitatea, de exemplu, la deșeuri, de a le valorifica, pentru că eu am fost în situația de producător în domeniul textil și n-aveam ce să fac cu resturile de fibre. În schimb, mă amenda prin lege dacă le duc la groapa de gunoi. Dar n-aveam ce să fac, să le țin în curte. Deci trebuie un mecanism foarte clar, bine pus la punct, foarte bună comunicare, pentru că, iată, se mai spune aici că statele membre ar putea, de exemplu, să deschidă scheme de sprijin către proiecte în domeniu energiei regenerabile situate în alte state membre. Trebuie să știm să ne pregătim, să valorificăm și, culmea, nu numai în state membre ale Uniunii Europene, și în state terțe. Dar pregătim asemenea proiecte? Pentru că e foarte bine, știm bine că potențialul energetic e diferit de la un stat la altul. Dar ne dă aceste pârghii. S-a realizat totuși o flexibilizare în domeniul energetic prin aceste rapoarte. Problema e că ar trebui să deschidă de pe acum scheme de sprijin pentru aceste proiecte care, așa cum spuneam, pot fi depășesc granițele, da? pentru energie regenerabilă. Apoi, mai e o problemă care aș vrea să o subliniez aici, că statele membre vor avea obligația, potrivit rapoartelor pe care le-am votat, să întocmească planuri de acțiune și rapoarte intermediare pe care le raportează. Nu le-a făcut, intrăm în infringement. Deci eu vreau să scăpăm de chestiunea asta, adică mereu să fim școlarul care e pus la colț. Dacă ne pregătim, nu se întâmplă nimic. Cât și ne costă însă? Și mai are o obligație. Păi ne costă, atenție, dar ne va costa mai mult dacă nu le facem. Asta trebuie înțeles. Dacă nu ai banii, ce faci? Bani sunt și dacă îi gestionăm bine și îi dirijăm bine, vom putea să facem. Problema este să găsim măsurile adecvate și vreau să spun că aici mai are o problemă și o obligație prin raport. Fiecare stat membru are obligația să informeze corect și cetățenii și consumatorul casnic și consumatorii industriali despre ceea ce se întâmplă. Eu nu cunosc să fie încă un program de informare publică. Sper că după aceste rapoarte, sper că după ce vom ști cine este ministrul energiei, mă oblig ca membra Comisiei IMCO să transmit toate aceste informații. De altfel, așa am făcut-o și cu vechiul guvern. Problema este să se pună în aplicare, pentru că obiectivele sunt majore
și efectele vin asupra cetățenilor. Am venit spre Bruxelles și reclamau cetățenii că de ce ei au salariul în lei și energia o plătesc la cursul euro. Apropo de plata energiei, mă uitam la câteva dintre modificările despre care vorbea și dumneavoastră. Povestea cu tarifele de rețea care trebuie să reflecte costurile reale, de exemplu, cred că e extrem de interesantă, inclusiv în România, așa cum este și cea legată de consumatorii casnici și comunitățile care au dreptul de a avea un contract cu un furnizor la alegerea lor și dreptul de a schimba furnizorul. Păi când ai unul singur... Da, vedeți, aici când este unic furnizor, are obligația statul membru, pentru că e o poziție de monopol sau poziție dominantă în piață, există reglementări europene și există și instituții la noi, da, care, Consiliul Concurenței, care trebuie să intervină. Pentru că altfel, cu ce putere de negociere are un cetățean, un casnic, da, cu un singur furnizor? N-are. Niciuna. Mă luptam ca președintă de patronat cu acest lucru pentru mici, întreprinderi mici și mijlocii. Da, păi, cetățeanul, cum să lupte? Și aici este posibilitatea și există pârghia ca agenția, ca autoritățile statului, cum ar fi autoritatea pentru Consiliul Concurenței și Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, să intervină, pentru că este obligație prin directivă acum, ca statul să mențină această relație de preț corect pe rețea și de posibilitatea de a interveni atunci când apare o aberație de preț și au fost situații în care au apărut aberații de preț. Vom vedea exact ce se va întâmpla în continuare în această zonă. Spuneți că prioritatea zero, de fapt, în acest moment, în relația România cu Uniunea Europeană, este de fapt această strategie. Strategie, da, și mulțumesc. Sper să apară cât mai repede. Mulțumesc foarte mult, doamna Grapini, pentru prezență și pentru comentarii. Vouă celor de acasă vă spun să rămâneți în continuare pe Antena 3. Nu uitați că ne revedem și sâmbăta viitoare la 9:30 la Biu.